Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial tutoriale Gratuite. În acest tutorial vă voi arăta cum putem curăța sistemul de operare foarte rapid. Și când spunem rapid, ce ar putea fi mai rapid uh, decât dacă am face acest lucru din sistemul de operare fără a instala un soft adițional? Cei care nu ați înțeles, uh, voi explica acum ce am vrut să zic, adică vom face această curățare direct din sistemul de operare fără să instalăm niciun soft iar curățarea aceasta va fi foarte foarte bună. Nu e nimic complicat, este foarte simplu, veți vedea imediat, cu această curățare vom putea șterge și fișierele de tip windows.old, de exemplu, acele fișiere sunt mai greu de șters, după cum știți și voi. Și haideți să vedem cum facem acest lucru. Trebuie să intrăm în This PC sau mai Computer, depinde ce sistem de operare aveți. Dăm clic dreapta pe o partiție și mergem la proprietăți. Iar aici va trebui să avem această funcție Disk Cleanup. Aceasta este funcția pe care o vom folosi. Dacă nu mă înșel, este și aici. Um, nu, n-au mutat-o. Deci pe Windows 10 este doar aici. Avem Disk Cleanup. Dăm click pe Disk Cleanup și veți vedea imediat ce se va întâmpla. Va începe să calculeze da cât spațiu vom putea elibera în partiția noastră. Este o funcție foarte interesantă de făcut dacă aveți un laptop sau un sistem, un PC cu un hard disk mai mic, cu partiții mai mici și nu mai aveți destul spațiu, puteți așa să eliberați destul spațiu pentru uh, pentru fișierele de care aveți nevoie. El acum calculează, verifică în toate uh, în toate fișierele să vadă ce ar putea șterge și ne va da imediat un raport unde vom putea noi selecta ce vrem să ștergem și ce nu. Eu o să pun pe pauză și o să revin când termină de scanat. Scanarea s-a terminat. Vedeți, și voi aici avem raportul. Ne spune: Putem să folosim Disclina pentru a curăța 4,96 de giga din această partiție, ceea ce este foarte, foarte mult, zic eu. Un spațiu care poate însemna mult. Și avem aici fișiere precum uh, descărcate, temporare, pagini offline, uh, fișiere temporare, uh, recycle bin, unde nu avem nimic. Uh, mai avem și uh, fișierele de tip memory dump files, care trimit uh, automat rapoarte către Microsoft. Mai avem și system archived Windows error reporting, aici uh, fișierele care raportează erorile și cam atât. Și ce trebuie noi să facem? Va trebui să dăm pe Clean Up Files. Uh, însă avem aici și o, uh, un link unde putem da click și ne va spune cum lucrează practic disk cleanup. Uh, putem deschide cu ce browser avem, eu o să deschid cu Google Chrome imediat. Nu mai puțin, se, se, deschide pagina. Și o să vedem mai multe informații despre cum lucrează disk cleanup ca să vedeți și voi aici văd că ne trimite automat către suportul Microsoft, deci nu o să intrăm în detaliu, dar voi puteți căuta aici prin aceste rezultate și veți găsi cu siguranță ce, ce vă interesează. Însă, ideea este că dacă aveți, de exemplu, un, în local disc C, aici undeva un fișier tip Windows.old, îl veți găsi aici, îl veți putea scana fără nicio problemă. Uh, și de asemenea, îl veți putea și șterge. Și dacă vreți să curățați întregul sistem de operare, mergeți aici și dați click pe OK și mergem pe delete files și va începe să se uh, curețe practic partiția noastră și să câștigăm spații suplimentar. În cazul meu, v-am zis câștig în jur de 4 giga 96 ceea ce e un spațiu zic eu foarte important, mai ales pentru cei care, după cum ziceam, au calculatoare cu hard uri mai mici sau laptopuri cu hard uri mai mici. Am văzut că pe piață au apărut și laptopuri cu SSD-uri, SSD-uri de 200 de giga, într-adevăr sunt foarte rapide, dar cu un spațiu de stocare foarte mic, mai ales dacă instalați o grămadă de programe sau jocuri, rămâneți fără spațiu aproape instantaneu. Uh, Mi-amintesc că înainte pe partițiile de sistem băgam de exemplu 50 de giga. În, în această perioadă 50 de giga nu mai este suficient. Vedeți și voi pe acest laptop al meu, uh, doar prin faptul că am uh, instalate câteva aplicații pe care eu le folosesc și vreo două joculețe, deja mi se ocupă 125 de giga. E foarte, foarte mult, după părerea mea, și uh, de asemenea de aceea fac și acest tutorial, este foarte important să facem din când în când curățarea sistemului de operare, nu numai uh, pentru a câștiga spațiu, dar și pentru a face sistemul mai rapid. Eu o să pun pe pauză și voi reveni după ce se termină acest proces să vedem cât am eliberat din spațiu. Ok, dacă vă amintiți, uh, la început aveam uh, spațiu folosit 125 de giga, acum dacă vom intra în My Computer vede veți vedea că avem folosit doar 121 de giga deci practic am mai um, câștigat 4 giga și ceva cam acesta a fost tutorialul de astăzi eu vă mulțumesc pentru atenția acordată eu am fost Emi voi ați fost pe canalul oficial tutoriale gratuite nu uitați dacă v-a plăcut acest tutorial apăsați butonul de like și lăsați o sugestie sau un comentariu mai jos la revedere